Zic eu, pentru că a respira mi se pare un drept firesc. Nu cred că avem nevoie de organizare, deci trebuie fiecare să răspundă și să-și asume acțiunile și să-și ceară drepturile atât timp cât ele sunt încălcate. Da, deci copilul meu face antrenament la stadion și aseară încă se simțea mirosul. Nu știu dacă ceea ce facem noi e bine făcut sau ar trebui făcut, dar eu asta am simțit să fac și sper să fim înțeleși. Nu a fost foarte greu. Am creat un eveniment pe Facebook și lumea a reacționat la acest eveniment. Cu siguranță puteau să vină și mai mult, dar încă se simte o anumită presiune. Sau apatie. O lipsă de spirit civic. Eu sunt convinsă că o să fie un început și reacțiile or să vină și după aceea. Fiecare dintre noi avem dreptul să respirăm și vrem aer curat. Este inadmisibil ca într-un oraș atât de frumos și plin de flori ca al nostru să miroase atât de urât. Nu se poate. Acum câțiva ani eram convins că vine de la avicola pentru că mirosea găini. Cei care veneau pentru prima oară în oraș spuneau ce miroase la voi ca la țară, ca la bunica, la boiată. Dar acum a început mirosul să fie mult mai puternic și mult mai greu. Și nu cred că e numai de la găini. Vă deranjează? Foarte tare. Eu sunt foarte, foarte sensibilă la mirosuri. Veți repeta acțiunea? Sigur, de fiecare dată. Fiica mea a fost plecată din țară și când a venit în prima zi în oraș, zice, nu pot să respir. Cred că e din cauza României. Zic, nu, e din cauza focșaniului și din cauza aerului din focșan. Dar nu e mereu așa. Nu este un miros plăcut și parcă nu ne vine să ieșim din casă când ne simțim. Dar cred că noi am putea face o schimbare și am putea readuce acestui oraș un miros pe care bănuiesc că l-avea odată. Un miros frumos, plăcut. Ce parfum ai adus? Este un parfum de trandafir care mie îmi place foarte mult și pe care vreau să-l simt zilnic când ies din casă. Cum te numești? Morcov Pahoncea Elena. Da, o să spun că... Vrei să mai vorbim cu cineva? Acolo. Știi cu cine trebuie? Cu Dan Parfum. Cum original în nordul orașului, în sudul orașului să duc găinațul, înspre Golești să duc găinațul de gunoiul de porc și pe tot județul Vrancea dăm aici ca să nu mai fie găinați deloc. Și pe Consiliu aici și pe primărie. Sunteți indignat? Da, sunt indignat că se numește provincie europeană și este o provincie de rahat. De asta sunt indignat. Și? Ați venit cu parfumul astăzi, da? Am venit cu parfum, da. Parfum. Cum ar trebui să miroase în Focșani? Mai ceva ca Yves Saint Laurent sau Coco Chanel. Dacă se numește provincie europeană. Dacă nu, vom mai sta așa, în continuare. Mi se pare că
se pare că au venit destui focșaneni sau puteau să vină și mai mulți? Nu, no, foarte puțin. Focșanenii eu cred că nu prea au simț civic. Sau din frică de acest... Sau nu mai au simțul mirosului. Sau nu au nici simțul mirosului, sau din frică la acest PSD, care normal este un partid comunist, o făcătură de partid, unde sunt toți hoții și toți criminali acolo. Da, e atât interesant. Mă copii. Cine e? De ce? Pe rând? Dăm orașul un parfum curat. Dăm orașul un parfum. Mai tare, te rog. Să dăm orașul un parfum. Ați deschis fecluțele? Da. Și? Da, zi bine. Se simte? Se simte? Se simte. Cu ce parfum ai adus? Bebe. Ah. Ce-i asta? Plăcere. Mai vii și altă dată?